Brazii naturali au fost puși în vânzare la Făgăraș, în piața agroalimentară, dar și în florării. Cu toate că până acum câteva zile oamenii erau îngrijorați că pomii de Crăciun au întârziat să apară în orașul nostru, acum că au apărut, făgărășenii nu și-au arătat interesul în achiziționarea lor. Curiozitatea concitadinilor de a vedea frumoși pomi, dar și prețurile, i-au scos pe aceștia din casă, dar deocamdată doar pentru a privi. Dacă până acum câțiva ani românii nu concepeau Crăciunul fără un brad natural, bradul artificial a început să devină tot mai familiar în casele multora. Aveți de gând să vă cumpărați brad natural? Nu, nu, nu. Cum vi se par prețurile? Nici nu le... nu știu care-s prețurile, că nu mă interesează. Nu mai punem, când de când nu mai avem copii mici, nu mai cumpărăm deloc. Ne place și am cumpărat, dar anul ăsta nu știu. Depinde, că cu soțul mai decidem și așa. Eu, după mine, dacă am o putere, eu nu aș da voie nimeni să dai niciun brad. Să-și cumpere artificial, îl are o viață întreagă. De ce să taie pomul care are 10 ani, nu are ăsta 10 ani? Îl taie din pădure și îl aruncă la gunoi. Nu-i păcat. Unii sunt de părere că brazii artificiali sunt mai ușor de întreținut și că este mai acceptabil pentru buzunare, deoarece se poate păstra de-a lungul anilor. Însă alții preferă să dea bani în fiecare an, deoarece consideră că bradul natural este un adevărat simbol al Crăciunului, o tradiție, fără de care nu ar putea simți magia acestei sărbători. În acest an, prețul brăduților este cuprins între 70 și 150 de lei.